Pregătește-te pentru surprize savuroase. Lidl îți aduce un cooking show pe gustul tău. Lidl, meriți să fii surprins. Să vedem. Mâncu, mai acolo, mișto. Îi pune-mă pe furculiță, că nu... L-ai luat-o? Gata, e în furculiță, iau. Ai pus-o? Mmm, bună? Zici că ești problematic. Ce o să cu lingura fermă? Ce? Moare! Alex a avut o pedeapsă și trebuie să guste pe nevăzute. De asta râdem, nu este nicio problemă până acum. E o cremă de ciocolată. Așa, spune ce e. Cu fructe de pădure. Iar aici sub nu reușesc să desfac, nu știu ce este. Bine, da, până la urmă ăsta este, nu? Tortul de ciocolată, nu o să te ghicești tot trebuie, asta ce au făcut. Trebuie să ghicești ce este acolo în mijloc. Păi ce să este? Este o piatră. Stai așa, gata. Păi nu, dar gustă. Păi n-am ce să gust, cum să-i gust. Ajută-mă ca să iau de aici, că nu pot să... Aoleu! Îți fac eu lingura pe păi, pe. Lingura. Doamne, că nu mai pot! A. Uite-o ea. Păi ai pus puțin, mă, trebuia să... Da, da. E acolo. E acolo, ia lingura, nu poți să te ajut așa de mult. Am terminat proba, am pare rău. Da, Alex, nu știu când se mai întâmplă sezonul ăsta să-ți poți fac o chestie de asemenea. Îmi pare rău. Cer scuze la concurent, dar... Îi dăm o bucată de-a noastră, nu se mai întâmplă. Noi respectăm mâncarea, nu e asta chestia, dar... Dar cu siguranță nu s-a supărat nimeni. Asta nu? A fost o glumă. Sunt două feluri de ciocolată. Da. E un patisier? O un apasionat? Pasionat. Nu, eu zic că nu e pasionat, eu zic că e cofetar. Dar uite, cofetar, uite cum au făcut spuntoanele astea, așa, de profesionist. Exact, asta nu sunt de amator. Ganașul e perfectă. Da. Binevenit! Bună seara! Bună seara! Mă numesc Colaru Andrei, vin din municipiul Vulcan, județul Hunedoara și am 17 ani. Ce înainte? Mulțumesc! Pasionat de cofetărie? Da. De când? De pe la vârsta de 7 ani am început serios acasă să fac peșturi singur. Până la vârsta de 7 ani făceam la o vecină cu care stăteam mai mult pentru că ei mei erau plecați la servici și ea făcea peșturi din astea de casă, clasice, chec, peștură cu mere. Și mă lăsa și pe mine să mă bagă. Eram așa mic, îmi puneam un scaunel la masă și stăteam pe scaunel ca să ajung la platul de lucru. Și de la 14 ani lucrez într-un laborator de cofetărie. Când muncești în laborator? În weekend și în vacanța de vară. A, nu te duci cu prieteni în vacanță tu, te duci la muncă. Mă mai duc seara, dar în rest sunt la laborator toată ziua și câteodată mai merg și după școală când e vreun tort sofisticat de care să mă ocup, doar eu mă ocup de torturi. De alea sofisticate, doar tu te ocupi? Torturi de nuntă cu 3 etaje, cu 4 etaje am avut. Făcute de tine de la început? De la zero până la final. Și cu decorație și frumos. Da, și cu florile, cu tot. Și care-i visul tău?
Visul meu e să-mi deschid o cofetărie într-un oraș mare. Dar tu faci școală de patiserie, de bucătărie? Vreau, îmi doresc să ajung la o școală de patiserie. Ce școală vrei să faci? Visul meu, nu știu dacă ajung în Las Vegas, la Amore Ghișon, la Pastry Academy. Unde ai auzit de... Îl urmăresc pe toate rețelele de socializare, îmi place foarte mult ce face cu ciocolata și isomal și tot felul de chestii, mi se pare foarte mișto. Ești agitat? Puțin, da. Ai toate motivele să fii agitat. Da, ai venit doar cu un desert. Noi apreciem că ești pasionat de cofetărie, de patiserie, că urmărești un șef celebru, dar aici nu este numai despre asta. Noi căutăm mult mai mult și nu suntem o cofetărie. Asta e un brownie? Da. Brownie? Nu-mi pare un brownie. Nu pare. Da, e o rețetă de brownie cookie. Asta e un brownie cookie. Da. Acum am înțeles, da, la vârsta ta, la 17 ani, e clar că poți să faci multe greșeli, dar... Și experimente de gen brownie cookie. Nu mă așteptam chiar așa să fie, spui că faci torturi mai sofisticate. Nu se vede nimic, un brownie așa de tare... Dar nu e un brownie. Bine. Am mâncat brownie în viața mea și nu-s așa. Brownie. Mulțumesc frumos! Felicitări, felicitări! Hai sus, sus, sus cu tine, că ai gătit foarte bine, ai făcut un dulce senzațional de bun. Pentru 17 ani să știi că ești foarte talentat. Mie cel puțin îmi place. Ai o mână tare elegantă. Este o persoană care sigur a făcut, îmi face meseria asta. Văd de cum a făcut chestia asta, nu se face așa de simplă, așa perfecte. Și-a pus aurul deasupra. E un dulce, e un dulce la ciocolat care mi-a plăcut. Îmi place, vreau să-i dau cuțitul. Din ce echipă ai vrea să faci parte? Dacă mergi mai departe de bootcamp. Echipa domnului Orlando Zaharia, îmi place mult de el ca comportament așa din... Sigur? Ești sigur? Vrea să te mai întreb o dată, de ce echipă vrei așa... să faci parte? Da, mai întreabă-l o dată. Poate cine știe, are vreo amnezie. Da. Băi, da. Cu drag, îți mulțumesc că m-ai ales. Mulțumesc frumos. Nu mă așteptam să am patru. M-am liniștit acum, am avut peripeții în bucătărie. Ești ok? Eram ok, mie mi-era de preparat. Am rămas cu crema în mână așa. O căzut o picătură, mi-a venit mie pe șorț aici. Dar nu știu, te-ai rezolvat. Nu o să uit toată viața treaba asta. Într-un final a ieșit bine. Ce înseamnă? Șef la cuțite. Cooking show-ul tău preferat ți-a fost servit de Lidl. Meriți să fii surprins!